În ceea ce privește vizita în Republica Moldova, vă mărturisesc că nu e planificată, dar o pot planifica cu președintele Timofte și o voi face. Este în intenția mea ca înainte de încheierea mandatului să fac o vizită în Republica Moldova, o vizită de rămas bun și după cum vă aduceți aminte, am spus că la terminarea mandatului voi cere și cetățenia Republicii Moldova. Cum noi am acordat sute de mii de cetățenii cetățenilor Republicii Moldova, sper să pot beneficia și eu de întoarcerea acestei opțiuni pe care am avut-o în timpul mandatului meu, să primesc și cetățenie a Republicii Moldova.